La circa 2 de bolițe, eu am pus plângere pe data de 12 septembrie 2007 și te rog să mă crezi, bună, la ora actuală nimic n-a venit, niciun răspuns. Nu v-au chemat nici la poliție să dați declarații? Nu, nicio declarație. Că după asta eu am trezit că cu științare că n-a dat în vegoare și m-am prezentat cu un avocat la Tribunalul București, din care ceră somație de plate pe curent. Deci v-a dat el în judecată. A dat în judecată. Bine, ei ce au făcut? Ea, sincer, e probleme este, nu asta e problemă. Problema e legată de fratele meu, că fratele meu este acționar cu domnul Dimitru Buzre la Angroflore. Și el a făcut presiunea asta ca să fratele meu să predea acțiunile. Mă rog, eu am fost la direcție, cum ar fi, de la Tribunalul București și am câștigat cauză, că i-a chemat pentru somație de blate, sumă de neablătit curent sau nu știu ce, și eu am sentință aceea, din care rezultă că eu am câștigat. Ce ați depus o plângere la poliție? Ce s-a întâmplat mai departe? De la plângere de la poliție, noi am încercat mai mult ori prin notificări, prin zicători, judecători, pe care noi am dat la cunoștință că noi avem contract valabil și chiria este plătită și vrem să facem activitate în spațiile noastre. Ei n-au lăsat să intrăm, pentru că acolo este încintă flore, sunt niște intrarele și sunt bodyguard. Nu ne lasă să intre. Eu am așteptat să fie cu plângerea mea de la circa 2, din care noi am trezit cu un dosar la Tribunalul București. Dosarul aceea, din 2007 până la ora actuală, n-a luat nimic. Pentru... Nu mai știți nimic de acel dosar? Nu, dosarul ne judecăm acum. Dar știi care probleme? Noi, el ne-a dat în judecată cauză că noi n-am plătit curentul. Dar, de fapt, noi am câștigat, prin sentință, noi am câștigat prin sentință că n-are drept pe ce cere somație de blate. Normal trebuie să reactivăm activitate, să intrăm din nou. Noi am făcut ordonanță urgență pentru prin sentință că n-are drept pe ce cere somație de blate. Normal trebuie reactivăm activitate, să intrăm din nou. Noi am făcut ordonanță urgență pentru să trundăm în spațiile noastre, dar ordonanță urgență cerăm să intrăm în spațiile noastre și a respins cerere și am făcut recurs. Doamna avocată mea, Volboiu Gabrielie, zic, m-a trădat. Pentru că normal trebuie să face un recurs motivat. I-a pus la Curtea de Apel recurs nemotivat. Și de la Curtea de Apel i-a respins cerere. Cred că orice avocat care acum a luat insolvență de facultate știe, recursul trebuie să fie motivat. Noi suntem tratat, nu știu ce suntem. Cu toată lumea este la fel sau numai noi? Bineînțeles, noi suntem acum, suntem cetățeni români. Avem și drept și obligații. Și din punctul meu de vedere, eu un mesaj la autoritatea României să vede cazul ăsta, să vezi de ce de atâta timp nu este rezolvat probleme. De la expert, de la judecător, de la avocat, tot sincer, cum ar fi scuze, i-a bătut joc de noi.